cu ani în urmă, toată apa care vine de aici se scurgea pe acest drum și o lua și către casele moicenilor, dar și încolo către Valea Brădulețului. Probabil să protejeze pe celelalte familii, domnul primar a venit cu excavatorul și mi-a făcut șanț pe lângă grădină și toată apa cu toate rezidurile s-au dus printre casele celor două familii Moiceanu și vă rog să filmați cum este casa lui Ion Moiceanu, că i-a plecat. Bătrânii care locuiesc în zona Valea Brădulețului din comuna Văleni se luptă zilnic cu noroiul pentru a merge să-și cumpere o pâine. Cei mai mulți dintre ei nu reușesc să iasă din curte și stau la mila vecinilor mai tineri. Uvățu, mama, bun noroi, ia uite tuburile, ia uite maica, ia uite, nu pot să iau o pâinică. Mă rog la fiecea să-mi iau și mie o pâinică. Greu cu noroiul. Păi dacă și-a văzut joc de noi așa și ne-a lăsat, nu s-a gândit că noi suntem bătrâni. Și nu putem să mai ducăm până noroi. Și a fost un joc de drum și de noi. La fel ca tanti Veroana, peste care au trecut 88 de primăveri, este și tanti Stella, de 84 de ani, care a rămas și fără gardă în urma lucrărilor din zonă și trăiește cu noroiul în curte. Sunt bolnavă și a zis că-mi face și mie și a uitat să-mi ia vomul. Ce numai cu noroi? O bajocură aici, așa era. E mai rău ca niciodată aici. Ca niciodată, domnișoară, vă rog să mă credeți că am un băiat de vede de mine și copiii cu servici și nu poate să vie nimeni să mă ajute. Oamenii nu au avut niciodată asfalt în zonă, însă situația s-a înrăutățit în acest an, când utilajele grele folosite pentru niște lucrări pe care localnicii nu le înțeleg le-au stricat drumul. S-a lucrat în stil românesc, iar acum bătrânii simt pe pielea lor indiferența administrației locale și dezinteresul muncitorilor care au executat o parte din lucrare. Aici era deja un trup mai micuț, dar oricum se scurgea toată apa asta pe apa care era pe șans. Bineînțeles că pe celelalte le-a scos pe toate, s-a rămas aici, nu se mai vede, dar... Dar nici apa nu are, unde decât toată apa este pe drum. Scurgerea pe drum și noi călcăm numai în mizerie și în noroi, care nu ia nici nimeni, nicio autoritate. Nu ne face nimeni dreptate. Comuna Văleni, asta e conducerea primăriei. Am zis că ce să-i facă, că e noroi. Atât. Credeți că... Veți vedea vreodată asfaltul? Niciodată! Nu ne-a dus o mașină de balastru de pe asfalt. Când am văzut că am venit aici, ne-am bucurat. Doamne, ne face și nouă măcar, crezi că ne face și pe vale, pe acolo face. Digo, că până la urmă să ne lase așa cum se vede. Și ne-am dus la primărie, venim și facem. Până la când ne-am dus la primărie, ne-a venit pe un băiat care lucrează acolo cu tubura. Ne l-a pus în drum acolo și a plecat. Și noi nu suntem până noroi. Toată vara am adus tot în sadă tărâțe în crozniată, ca pe timpul. Au venit cu utilaje grele și s-au scos tuburile, le-au pus deoparte și acum ne-a lăsat baltă pentru că nu s-a terminat lucrarea, că m-au de făcut. Și apoi trebuie să vină să termine lucrarea, să ne facă și nouă drumul. Credeți că vor mai termina în această iarnă? Cum? Credeți că vor termina în această iarnă? Nu cred. Păi cred și ce că... veți face la iarnă? Ce să facem? Noi mai avem multe de făcut, dadus lemne, de utilitățile noastre și bătrânii noștri ce fac? Dezinteres total pentru oamenii comunei, pentru tot ce este aici. Adică pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Localnicii spun că în zonă pământul Oiara Vale și că cel mai probabil acesta se va prăbuși peste dalele de ciment și vor acoperi șanțul făcut de autoritățile locale, astfel că lucrarea nu va fi una prea eficientă. Șanțul betonat pe care autoritățile locale l-au făcut pe Valea Brădulețului este extrem de îngust, iar când gârla se va umfla, apa va ajunge tot în curțile localnicilor. Primarul comunei Văleni spune că oamenii au perfectă dreptate să fie supărați și dă vina pe constructor care trebuia să lase drumul în starea inițială atunci când a întrerupt lucrarea. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. A fost început în anul 2013 și se va finaliza anul viitor. În cursul anului acesta, pe această vale, s-au realizat o serie de lucrări care încă nu s-au finalizat, fiind în derulare. Deoarece drumul de acces către amplasamentul lucrărilor este desde 1997 și desde 1944, drumul aflat în discuție, de fapt, despre care este vorba, este adevărat că au fost serios afectate. Constructorul
care realizează lucrările din acest proiect are obligația să predea primăriei vrând de mult aceste drumuri, așa cum arătau la începutul lucrărilor. Oamenii își pot duce proviziile acasă doar cu tractorul, își lasă mașinile personale aproape de drumul principal, pentru că altfel riscă să rămână blocați în noroi. Numai cu tractorul vă mișcați pe aici. Da, poate. Vă cer și vecinii ajutorul cu tractorul. Da, au și ei și... Ce se pare această situație? Că doar cu tractorul... Asta e, vom discuta cu primăria, cu Lucia Dumnezeu, să vedem ce putem face. Cei care fac navetan nu doar că se chinuie prin noroi, ci și pe întuneric. În zona nu există iluminat public stradal. N-am avut niciodată și la insistența noastră ne-a promis că o să ne pună, dar când și unde nu știm. Noi facem naveta de 10 ani, plecăm noaptea, venim noaptea și cel puțin n-a interesat pe nimeni că mergem așa în noroi și... Doar cu cizme de cauciuc. Doar cu cizme de cauciuc, da. Vă luați încălțăminte de schimb. Da, da, bineînțeles. De când au fost alunecările de teren, avem o singură fază, am chemat Renelu, a venit, s-a uitat, a zis că se rezolvă în timp, dar când se face drumul. Da. Și noi trebuie să așteptăm să facă drumul ca să ne facă completarea de fază. Edilul comunei spune că la sfârșitul săptămânii constructorul ar trebui să se ocupe de refacerea drumului. Știu că a contactat o firmă și vineri va reface drumul. Este greu de crezut că într-o zi se va remedia problema oamenilor uitați în noroi de pe Valea Brădulețului, dar localnicii speră că cineva îi va scoate de acolo.